Pentru 3 sau 4 ani de facultate, absolvenții examenului de bacalaureat care vor să-și continue studiile la o universitate au de făcut sacrificii bugetare pentru a primi o diplomă de licență. Un singur an de studiu scoate din buzunarul studentului sau al părinților mii de lei. Pentru anul universitar 2013-2014, taxele universitare pentru studiile de licență diferă de la o facultate la alta. Astfel că cel mai puțin vor avea de achitat candidații admiși la una dintre specializările facultății de inginerie. Pentru un an de studiu, aceștia vor avea de achitat 2000 de lei. Cu 200 de lei mai mult vor avea de plătit candidații admiși de la Facultatea de Științe Economice, în timp ce studenții de la Facultatea de Litere și de la Facultatea de Științe vor plăti 2500 de lei pe an. Cei mai mulți bani vor avea de scos din buzunar studenții înscriși la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Pentru un an de studiu, aceștia vor avea de achitat între 3.000 și 4.000 de lei în funcție de specificul programului de studiu. Sâmbătă vor fi afișate rezultatele înscrierilor candidaților de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Luni celor de la Facultatea de Științe și de la Facultatea de Litere, iar candidații de la Facultatea de Inginerie vor afla rezultatele în ultima zi ale lui iulie.